Zeci de mii de tone de dioxid de carbon sunt emise în fiecare an de vehiculele care așteaptă la controlul de frontieră, potrivit unui raport recent publicat. Poluarea este atât de mare încât sunt necesari peste 300 de mii de copaci maturi pentru a capta dioxidul de carbon emis în timpul de așteptare. În jur de 6.000 de tone de dioxid de carbon ar fi emise de vehiculele care stau la punctele de trecere a frontierei. Din cauza aglomerației, viteza de deplasare este una mult mai scăzută, iar autoturismele consumă mai mult, ceea ce duce la creșterea dioxidului de carbon eliberat în aer. Experții sunt însă de părere că, în acest caz, cifrele nu reflectă realitatea. Dacă ar fi să traducem, ar trebui să avem, de fapt, aproape 7.000 de hectare de pădure ca să absoarbă această cantitate emisă în fiecare an, sau fiecare bucureștean și ilfovean să aibă propriu copac care să absoarbă această cantitate. Sunt foarte mari și probabil nu s-au gândit la ce suportăm noi, cei care locuiesc în proximitatea punctelor vamale. Cei mai afectați oameni sunt cei care locuiesc în zona punctelor de trecere sudice de la granița cu Bulgaria. Afectați sunt însă și cei apropiați de vămile vestice, unde se face trecerea în Ungaria, din cauza faptului că aceste frontiere sunt cele mai aglomerate. Dar, de fapt și de drept, aglomerațiile afectează întreg mediul. Pierderile astea se traduc prin poluare foarte mare, dar și prin costuri care se amplifică pe transport marfă. Și costurile astea înseamnă iarăși pierderi de energie, care la rândul lor înseamnă dioxid de carbon mult mai mult în aer. Restul statelor membre UE nu au probleme așa de mari în această privință, întrucât marea lor majoritate sunt și partea spațiului Schengen, astfel că timpii petrecuți la graniță nu există. În plus, multe dintre aceste state au avut grijă de spațiile verzi. La aceste capitole, țara noastră se află în urmă, astfel că noxele emise ajung să fie respirate de oameni. Noi suntem destul de prost, pentru că, spre diferență de alte țări europene și capitale europene, care au în jur acele zone de protecție, zone verzi, centuri verzi, ei, la noi nu există, iar în sudul României, de exemplu, pe unde avem un trafic rutier masiv, chiar dinspre graniță, noi avem 6%, 5% acoperire cu păduri, iar media europeană tinde să fie spre 30 și ceva%.